am vorbit ca de la, de la suflet, că au fost și întrebările mele, și vroile mele, și gândurile mele, și până nu m-am lămurit, dar fapt nu m-am lămurit, că Sfinții m-au lămurit, care au explicat ei cuvântul, oamenii lui Dumnezeu, până nu m-am lămurit, nu m-am liniștit, nu m-am odihnit, n-am avut pace. Oriunde găseam o cruce după capul meu și după înțelesul meu, și și-ați văzut, cred că multe din crucile pe care le-am spus, voi să o plătească aia crucea. Dacă mergeți mult timp cu crucea aia în spate, oricare ar fi dintre celelalte, o să cădeți sub ea și o să vă răzvătiți. Pentru că nu ai cruce pe care vă Dumnezeu. Nici nu ne-a pus să mărturisim la marginea Pământului. Nici nu ne-a pus să ducem povara tuturor poruncilor Lui de plin până la capăt. Nici multe nu ne-a pus Dumnezeu și de multe ne înțelege. Dar de asta nu ne va înțelege dacă ne vom rușina de El și de cuvintele Lui înaintea acestui neamăcătește Sfântului. Mulțumim, Părintele, pentru cuvântul împărtășit. În continuare vom citi câteva întrebări. Cum ar trebui să cinstim crucea? Crucea este înfricoșătoare pentru demon, pentru că este altarul pe care s-a jertfit mielul lui Dumnezeu. Este un altar. A crezut demonul. Demonul invidiază pe om. Invidiază pe oricine Dumnezeu iubește. Dacă Dumnezeu iubește pe cineva, ține la ceva, demonul invidiază. El se crede un neiubit, se crede un nedreptățit. L-a invidiat omul în începuturi. Faptul că Dumnezeu l-a făcut după chipul și îl cheamă spre asemănarea cu sine și că l-a iubit, a suflat în nările lui suflare de viață, care înseamnă de fapt o sălă, știți? A suflat în nările lui. Noi ne echipuim așa, de departe. Gestul acela pe care l-a făcut, pictura pe care a făcut-o Michelangelo în Capela Sixtină, de-abia se atinge așa Dumnezeu, de-abia Parmenidian nu se atinge de murdăria întinare a făpturii, așa priva Parmenide. Dumnezeu e imoabil, neschimbabil, nu se atinge de gunoiul firii, de materialnic. Și cumva ceva din aceasta este acolo în pictura aceea. Și e cu totul alta imaginea Mântuitorului, care se apropie de oameni, care scuipă și pune în gura celuilalt sau în urechile lui sau în ochii lui, care pune mâinile peste toți acești oameni, nu face pe ei, vedeți, le, așa ceva scârbot din afară, dintr-o cușcă așa, ca la, da, nu vreau să spun, și se atinge, pune mâinile pe gârbul acela, care nu se mai putea spăla de mult, cine crede să spăla și săracă pe pune mâna pe paralitici, pe oameni care puțeau în patul lor, dar au murdar să lași de oameni. Pune mâna pe toți, stă în mijlocul lor, doarme unde poate. Mănâncă oriunde, niciodată nu s-a socotit scârbit de vreun loc unde a stat și a mâncat. Cu tot felul de oameni, ca și acum, în biserică, plin de păcătoși, de răsunate, de... Așa era și atunci. Între ei și nu se sfârșește Dumnezeu. Și la facerea omului Dumnezeu a suflat în nările lui. Ca un sărut a fost între Dumnezeu și omul. Ar aceasta e imediat din demon. Și e această făptură care iubitul de stăpân, așa, nu suporta lucrul ăsta. Cea mai mare izbândă pentru demon era să-ți arăt eu cine. Ați văzut, a citit Iov. Îi spune Dumnezeu, ai văzut pământul? Da, am văzut, ai văzut pe rămul meu? Da, am văzut. Păi știi că e unul așa, mai dă-mi puțin în mână, că-ți arăt eu că te blesteam în față. De fapt, asta vrea să arăte demonul. Toți sunt niște... Așa este făptura tare pe care le-ai făcut și le iubești, sunt niște pramatii care te vor blestema în față, nu merită să investești în ele. Asta îi spune și nou. Și în momentul care vine în muntele Carantaniei și zice, e ca și cum spune, ce te duci între ei? Fă minuni, dă-le pâine și circ și ori fericiți, lasă-mă pietrele în pâine. Nu te duci între ei. Asta era, el urma să meargă la propovăduire între oameni, să vorbească cu ei, să atingă. Demonul îi spune, nu te atinge de ei. Fă-le minuni. Virează de multe minuni, cum face acum lumea actuală. Nu te atingi de ei, că scârboși, îi cunosc eu. Și dincolo zice, aruncă-te de pe templu și te vor slăvi, văzându-te cum cobori și așa, prins de îngeri care sunt vrednici să te prisprijine la lumea. Nu te duce între ei. Fii pe vârful unui munte, conduce așa, manipulează, îi dau eu mână, nu te atinge de ei. Toate sunt aici. Nu te atinge de ei, sunt scârboși, nu merită. Și dovada cea mai mare a ce vrea să arate demonul este că tocmai aceștia pe care îi iubești și pentru care ai coborât, uite, te vor răstigni. Uite!
Și poate că pentru el, biruința ar fi fost ca Dumnezeu pe Cristul zic, blesteme, Doamne, să zică, da, a avut de toate, dragă. Blestemați-mă. Dar nu, Dumnezeu nu a blestemat, a iubit și de acolo, a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și până la capăt, nici după înviere n-a certat pe nimeni. Blestemați de farisei și cărturari care m-au omorât instituții nenorocite. N-a zis nimic. Lasă, mă voi război cu ei. Îmi făcea de Santa de la Arad, dacă știți, o știți pe de Santa, care zicea că era apropiarea Duhului Sfânt, o femeie din Arad, și avea un fiu Iisus Hristos, și îl mai adică ia un mărit, el trăiește. Și zicea, nu mă credeți, mă voi duce eu. Vai de capul vostru, o să muriți, voi vă intrați în mine. Se răzbuna, adică ea un nimic, cu ochi, care orice, ca orice om, un nimeni, și se răzbuna pe oameni și blestema. Și Hristos, Dumnezeu, nu a zis un cuvânt despre om, nu s-a certat cu el. Ori asta, ceea ce părea biruința lui totală a demonului, s-a transformat în înfrângerea lui totală. Că pe altarul crucii Dumnezeu, nu numai că nu i-a blestemat pe oameni, nu numai că n-a socotit că nu-s vrednici oameni să moară pentru ei, ci a murit cu drag, îmbrățișând el crucea pe oameni și lumea toate. Parcă zicând, cum se zice băieții aceia, de când te-am așteptat crucii și jertfii. Mântuitorul urca cu bucurie spre jertfa sa. Mergea înaintea lor și ei mergeau după el înfricoșați, nevenindu-se să creadă că el zice că merg să fiu dat în mâinile păcătoșilor. Și ei mergeau în spatele lor nedrăzniți să întrebe și el mergea înaintea lor ca un leu, înțelegeți? Zicând în capitolul 12 de anul, pentru acest ceas am venit în lume. Și ce voi zice? Depărtați la mine? Doamne, nu! Eu pentru aceasta am venit, pentru șertfă, pentru cruce. Pentru, era dovada ultimă, cea mai înaltă a dragostei lui față de om. Era surparea șaptei diavolului care spunea, nu, îi spunea omului, nu te iubești Dumnezeu, e un zgârcit, vrea să te țin aici, izolat, în rai, vrea să nu-ți dea din copacul cunoașterii din șerului. Nu ascultă, te minte. Și șoaptele astea s-au spus generație după generație, neam după neam, om după om, în toată istoria se spune în nesfârșit de către diavol. Personalizate la fiecare. Nu vezi că nu te-a băgat acum Dumnezeu seama? Nu vezi că nu te-a ajutat acum? Nu, nu, nu. O tot șoptește. Și în fața acestei șoapte grozave a diavolului, care se tot șoptește la urechea omului, Dumnezeu a tot spus, nu este așa, crede-mă pe cuvânt, dar cuvântul lui deplin și faptul lui deplin care a biruit șoapta diavolului a fost, nu numai că nu te blestem, ci și dacă mă răstignești, eu nu te blestem. Și dacă mă ucizi, eu nu o să fiu împotriva ta. Eu sunt tata, eu sunt fratele tău, eu sunt mama tău, eu sunt totul. Eu nu-ți vreau rău. Nimeni nu mai poate să zică acum că Dumnezeu este altul. Numai un nebun poate să zică că Dumnezeu este răzbunător, că Dumnezeu... Dumnezeu nu crede decât în Dumnezeu care a murit pentru mine, care poate muri pentru mine. Dacă Dumnezeu nu poate muri pentru tine, nu poți să crezi în El. Dacă dragostea lui nu e așa înaltă, pentru acel Dumnezeu nu spui suflet, pentru acel Dumnezeu nu spui inima. Dar un Dumnezeu care moare pentru tine, acela, da, merită tot. Acela, dragostea lui, te îngenunchi pentru totdeauna. Și stai cu dragul genunchi înainte lui și numai... Din acel moment, crucea a devenit înfricoșătoare pentru demon. Înfricoșătoare! A devenit ceea ce părea... Exact cum s-a întâmplat la Cazanțacu, ceea ce părea ziua eliberării, a devenit cea mai neagră zi pentru ei, pentru că s-a dovedit că nu e așa și mai trebuie să stea ani în tranșee și să moară ca proști. A devenit cea mai întunecată. Pentru el, acum, numai amintire e și chipul este... Nu vrea. Nu vrea să vadă. Este chipul dragostei lui Dumnezeu. Este chipul iubirii lui fără limite care s-a dovedit. Și asta nu vrea să o vadă. Părintele Arsenie Boga spunea că nu mai poți cu nimic, dă cu tunul, adică fă cruce. Adică e ca un tun înainte lui Dumnezeu, înaintea demonului, ca un tun. Trebuie să te sfinte. Armenici. Cum ne găsim menirea? Ar trebui să existe o menire pentru fiecare prin serviciul pe care îl are? Există o menire, dar menirea este în spatele împlinirii, măcar minimal a poruncilor lui Dumnezeu. Că noi tot ne gândim, cum e, care e menirea noastră? De fapt, ne gândim care sunt talanții noștri, care e rânduiala noastră Dumnezeu cu noi. Ea se ascunde în spatele poruncilor lui Dumnezeu. Împlinirea măcar minimal, cum am spus, măcar minimal, nu maximal, măcar minimal. Adică, trece pe lângă tine un om care, sau este în stradă un om care nu are cine să-l ia. Poți să sunt la 112 să vină salvarea sau știu ce, dar nu ai chef că ea te vor întreba cine, ce, cum și după aceea să stai lângă el până vine salvarea, n-ai chef, n-ai timp, n-ai vreme, nu știu. Dar atunci poți să zici, Doamne, dă-mi și mie,
am și eu iubita mea, am și eu soția mea, să nu știu ce, uite, acum ăștia mă țin aici, am treaba, nu știu ce, nu știu cum. Dacă ai fi înțelept, am avut chiar un asemenea caz. Un asemenea om avea treburi, era necăjit, avea 36 de ani, era necăsătorit, se spune, dar eu niciodată, mă rog, de atâția ani. Dar trecea pe lângă atâtea momente în care Dumnezeu putea să-i dea darul acesta, trecea pe lângă multe momente în care putea să facă porunca lui Dumnezeu, dar nu o făcea. E atunci s-a oprit. Și a zis, bine, voi stai aici, acum vine salvarea. În salvarea una dintre doctorițe a fost ea, cea care o să fie viitoare soție. Dacă nu făcea asta, nu o cunoștea. Înțelegeți? Bine, acum spun o întâmplare așa abruptă, dar în spatele poruncilor lui Dumnezeu împlinite, se ascunde împlinirea dorințelor tale. În spatele poruncilor lui Dumnezeu, pe care conștiința ți le strigă, se ascunde împlinirea de către Dumnezeu a poruncilor tale. Ai avut nenumărate ratări la aceste întâlniri cu darul lui Dumnezeu. Ai ratat tu, a ratat și Dumnezeu. Precum faci, ți se va face. Știți, acestea sunt foarte grele. Precum măsori, ți se va măsura. Nu, că n-am putut bine, că nu se poate duce. Zice Dumnezeu. Bine, nu se poate duce. Acum nici acum am un chef, am o vreme bine, că nu se poate, nu-i chef de vreme. Și Dumnezeu, cum era asta? Lasă. Știu că pare dureros ce zic, dar încercând să faci și porunci Dumnezeu cât poți tu, se ascunde descoperirea și a talanților tăi. Te cheamă unul, nu știu unde să vă și dar n-am chef, de ce să mă duc acolo? Dar s-ar putea mergând de acolo să descoperi, făcând ceea ce trebuie să faci, ajutând cu ce trebuie să-l ajuți tu, minimal, pe omul ăla, că nu o să stai toate ziua, dar trebuie să-l ajuți cu ceva, să-ți dai seama că, de fapt, aia îți place ție să faci. Că, mă, ce chestie! Asta îmi place mie, măi, să fiu voluntar, nu știu unde, să fac nu știu ce. Și îți găsești rostul tău în spatele multor asemenea porunci ale lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Moga spunea chiar, cu cât e mai greu poruva în acest alt porunci, Dumnezeu ți se pare ție mai greu, cu atât va fi mai mare comoara de sub el. Numai că nu trebuie să ne hamăm totuși la bolvan prea mari, să cădem cu ei în spate. Și totuși să luăm bolvan mai mici, să încercăm cu mai mici. Care este limita până la care trebuie purtată crucea? De exemplu, dacă te afli într-o căsnicie care nu mai funcționează oricât ai fi încercat, astfel că se creează un mediu nociv pentru cei din jur, ce este de făcut? Da, am spus, într-o anumită măsură asta poate fi limită cruce. Asta e o povară a întregii lumi. Neînțelegerile dintre oameni, neputințele, durerile, nepotrivirile, nu sunt numai ale creștinilor, sunt ale tuturor. Sunt necazuri ale noastre, sunt necazuri ale mândriei, până la urmă, că și noi suntem mândri și nu ne acomodăm și celălalt și nu poate lăsa de la el. Sunt necazuri ale mândriilor noastre, de fapt, e crucea mândriei noastre, crucea neputinței tale. De fapt, eu nu știu dacă există vreo neputință a ta, ci mai mult o limită peste care nu poți tu trece. Da, să lăsăm filozofie. Ce te faci? Trebuie să încerci toate metodele. Știu că v-ați aștepta sau ați dori unul dintre voi să ziceți, da, desparte-te, că nu e un mediu bun, nu se folosește, gata. Dar totuși Dumnezeu a zis un cuvânt atât de mare și de înalt încât peste care nu putem trece. Că nu este motiv de despărțire decât pricina de desfrânare. Nu este. Și atunci, și dacă se poate un an de zile să stați separați, și după aceea să vă întâlniți. Și dacă se poate să găsiți un mod zidivendic, să stați în aceeași casă, dar să aveți un mod de trăire cât de cât civilizat și să nu vă lăsați. Și până când vă reveniți, până când reîncepeți să vă redescoperiți, până când reîncepeți să iubiți, până să purtați poverile celorlalți, să înțelegeți pe celorlalți, să te înțeleagă pe tine, până când reușești să te rogi cu tot sufletul ca să deschide și inima celorlalți cu Dumnezeu, să deschide și inima ta. Mai dați-vă timp, dați-vă timp. Cereți și rugăciune celorlalți. Sunt mari rugăciune bisericii, sunt mari rugăciune celorlalți, sunt mari rugăciune Sfinților. Sunt mari mijlocile Maicii Domnului. Apelați la ele și dați-vă timp. Nu luați, mai ales când e vorba de asemenea lucruri, nu luați-o de rapide și în vremuri de tulburare. E o mare prostie. Când ești tu tulburat, când ești speriat, când ești îngrozit, când ești... Atunci te-ai hotărât tu, atunci faci marile hotărâri, atunci tragi marile concluzii. Nu. Liniștiți-vă, încercați toate posibilitățile, până vă liniștiți. Cât de cât și după aceea vorbiți frumos cu alții, chemați și cum se zice. Știți?
Cred că cuvântul spus de Dumnezeu, când ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față, dacă nu reușești, mai ia pe 2-3 și vorbește cu el, dacă nici așa spune mai mare, o spune bisericii, spune comunității și vorbiți așa, și dacă nici așa, s-ar potrivi într-o anumită măsură, și aici. În primul și în primul rând, grozav de periculos este ca aceste relația între voi doi să fie o chestie publică. Adică să nu fie o chestie față către fața voastră, în care tu stai toată ziua la telefon și spune, mamă, nu mai pot, nu mi-a făcut, mi-a drept, nu știu de tată, nu știu ce, vecină, și să te plângi toată ziua. Iar el merge la serviciu și se plânge la colegiul. Prostie căsătoria de mă încere și îmi face, nu mai înțeleg nimic, nu știu cum. Mi se pare foarte greșită această alegere. De fapt, călcarea poruncii Dumnezeu. Iar tu, dacă ai ceva cu cineva, nu te duce să bârfești, nu te certa, nu. Ci cheamă-l undeva unde sunteți numai voi doi, deci să te duci vorbești cu el față de față. Să pregătești acel moment la un ceai, afară, pe stradă, undeva, într-un loc mai solemn, așa, nu acolo, acasă, supărați, să ne dușiți după muncă. Ai luat aia, vină în pace, dă aia, fă, nu mai pot, mai spate. Nu așa. Undeva, mergeți și vorbiți, față de față, tot și să liniștiți. Părintele Arsenie Boca, îmi pare rău că tot amintesc de el, dar l-am avut în vedere pentru că am avut o relație mai deosebită cu el după moartea dânsului, adică prin convertirea mea la momentul lui. Și atunci n-am pus să nu-mi aduc aminte. Avea obicei acestea când veneau oameni tulburați, chiar doi, dacă veneau tulburați, se ducea pe ei și zidima și câte 5 km. Oboseau pe dealul de acolo și începeau să liniștească oamenii, să liniștiau. Ce să facă pe 5 km de mers pe jos? Și pe aceea liniștind, se începeau să opreau undeva și stătea de vorbă. Aici i-a dat vorbim. Adică nu acolo, că mi-a zis, nu, încerc, că acolo urlă, te strigă, nu așa. Deci, pregătiți un loc unde să vă duceți, nu vorbiți cu alții, nu vă plângeți altora, plângeți-vă numai lui Dumnezeu. De fapt, pocăința, spune la un moment dat, unul dintre părinți, este a nu căuta mângâiere de la oameni, ci numai de la Dumnezeu. Asta este pocăința. A nu căuta mângâiere de la oameni. Fă pocăința asta și nu căuta de mângâiere. Da, necăjitul de tine, te știu, tu ești un copil cu minte, ia ierea. Sau invers. Tu cauți mângâierea, să te înțeleagă. A, să mă înțeleagă, să nu știu ce. Nu. Și fă pocăința asta și taci din gură, rabdă cât rabzi, la un moment dat nu mai poți și zici, mă, trebuie să vorbim. Și atunci pregătește momentul, te duci, vorbești undeva într-un mai deosebit, undeva să trăim mai prima oară, nu știu, undeva special. Vorbiți frumos și serios, nu se poate. Mai lași o vreme, mai lași să se așeze lucrurile, nu se poate, bine, mai iei 2 sau 3 oameni, cei mai deosebiți, pe care i-are și ea în vedere și tu, la care ții și tu și ea. Oameni la care, a cărui părere ține și unul și altul. Și vorbiți așa, și sfătuiți-vă. Nici așa, mergeți și la episcop dacă e nevoie, și la biserica întreagă, și la comunitate, și vorbiți acolo, lămuriți-vă. Dacă nici așa, atunci mai bine o separare de vreun an. Să-ți fie ție ca un străin, deci bine, te separ o vreme. Și după aceea mai încercați din nou. I-aș zice că și după aceea. Pare rău că nu zic mai scurt întrebările, că sunt un vreau aici. N-am zis decât 2. Când avem în față mai multe cărări, ce ne ajută să ne limpezim gândurile? Mai multe cărări? Că nici în un caz să vă apucați să deschide Scriptura. Ah, zice despre nu știu ce. E nici în un caz să ascultați de primul gând. Știți că noi trăim acum în așa zisă, într-un fel de mistica primei porniri instinctuale. Ce îți vine în minte? Primul lucru, ăla e. Sau unde simți așa o bucurie? Gata. Sigur e acolo. Cei mai mulți de noi și așa ne luăm și casele și căsătorii, le facem așa și... Dar am simțit când am intrat că era fain, era casa mea. Foarte periculoasă chestia asta. Foarte periculoasă. Și toți vin și zic, dar părinte, dar mi l-a dat Dumnezeu, dar cum adică ți-a dat Dumnezeu? Păi am simțit, până, am simțit. Păi și tu te iei după simțire. Unde a zis Dumnezeu? Iar când simțiți ceva, aia e. Unde a zis El? Când a zis, ce simți, Matei, simți ceva? Nu este. Când a pus accent pe lucrurile astea? Nu vedeți că am făcut pur și simplu o nouă religie, paralelă cu religia credinței, cu credința creștină, în care nu e așa, Dumnezeu a mers după aceste stări de instincte, prezentimente, senzații. Nu s-a trezit într-o dimineață și a simțit că nu,
Nu e bine, va fi o zi grea, simțim toți asta, nu? N-a zis nimic despre așa ceva. Nu s-au luat după lucrurile acestea, ori noi trăim după lucrurile astea. Noi aproape că respirăm după ele. Nu mai țin de întrebare. Am dus așa de departe încât... Așa. Deci nici nu caz noi luăm după asemenea stări, pe sentimente, senzații, deschidere de cărți, grețele în bască, nu ce, și... Astea sunt mari, pot fi mari greșeli, și după aceea Dumnezeu i-a rezolvat. Păi da, i-am scos din bască și tu mi-ai dat. Și acum nu s-a rezolvat, și acum e o cale grea, și acum merge greu. Nu. În general, ar trebui să ascultăm de ce zice Sfânt Antonie cel Mare, care spune Evanghelia, să ai cuvânt din Biblie, din Evanghelie, în primul rând, să ai cuvânt care să-ți răsune. Deci ai trei variante. Și ai, asta înseamnă să cunoști cum decât Scriptura, nu? Măcar Evanghelie. Și să ai un cuvânt din Evanghelie care concordă cu ceva. Mai potrivită e calea aia pentru Evanghelie și pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru gândul lui Dumnezeu decât cealaltă, să zicem. Deci să ai un cuvânt din Biblie, din Evanghelie, care să te atragă spre o cale. Al doilea, să îți asculți glasul conștiinței, să vezi ce spune conștiința, nici Antonie cel Mare. Și al treilea, dacă nici așa nu reușești, să te duci duhovnicul. Să stați de vorbă, să vă lămuriți. Dar ar trebui să treci prin această sită, cele două prime. Să ai cuvânt din Evanghelie. Și sunt foarte multe. Păi da, dacă îți dă cineva o palmă, ce să facă? Întoarce-ți cealaltă dată. Evanghelia spune sunt foarte multe cuvinte care, de fapt, lămuresc lucrurile. Zice, iar în locul în care intrați, nu plecați de grabă, până nu vă vor scoate afară. Asta lămurește foarte multe chestii. Noi suntem gata să plecăm din orice chestie. Nu mai faci așa, nu mai simt eu bine. Nu te-au scos în afară, mai rămâi. Acolo unde te vor duce, dacă acolo unde te vei duce, vei da de alte ispite, măcar cu ăsta te-ai obișnuit. Alea până le vezi, până... Nu te iluziona. Nu va fi ușor niciunul, adică în lume, necazuri veți avea asta. E un clar cât veacurile, adică nu e așa, nu a zis. Iar dacă sunt ai mei, nu m-am bucurios să vezi. Nu, în lume, necazuri veți avea. Vor fi, de toate felurile, și că sunt de ucenicii lui Hristos, vor fi necazuri, și mai mari decât alte necazuri din cauza asta. Deci, țineți minte această sită. Glasul Evangheliei, glasul conștiinței, glasul Bogului. Cum facem să ne axăm mai mult pe lupta lăuntrică decât pe războiul exterior? Nu le-aș despăți chiar așa, în sensul că războiul interior duce imediat la alegeri exterioare. Adică n-ai cum să nu... De exemplu, lupți împotriva desfrânării, se presupune. Ar fi o mare prostie și sunt mulți oameni care spun și eu mă lupt împotriva desfrânării și Dumnezeu nu mă ajută. Păi da, măi, dar de ce te uiți tot timpul pe internet? Că acolo vede lucrurile agrozate. Găsește soluții, vorbește cu prietenii, fă o grilă care să nu mai lasă să treacă lucrurile. Nu m-am gândit la... Păi cum nu te-ai gândit, măi? Când te culci noaptea, dormi așa, nu te culca oricum, nu mânca mult înainte a dormi, pentru că vei avea probleme de desfrânare, nu bea multă apă, nu te acoperi cu pături grele, nu te uita prima dată la un film, nu ai și uitat că te-ai rugat 10-5 minute mai înainte, și după aia te culci așa cu toate gândurile din filmul ăla, și după aia, de ce am avut gândul de desfrânare, de ce m-ai ispit desfrânarea? Nu stai toată ziua cu gândurile la lucruri necuvincioase și după aia te miri că noaptea numai despre asta gândești. Despre ce se gândești dacă asta ai cultivat toată ziua? Adică, și aici, de multe ori, ispitim pe Dumnezeu și trebuie să combinăm această luptă interioară cu anumite hotărâri și clarificări exterioare. Nu mai trec pe strada aia, pentru că pe strada aia este o porcărie de gheretă la care mă uit eu cu ochii măriți la nu știu cine care e dezbrăcat. Nu mă uit pe-o. Mă duc pe partea cealaltă. Adică să ai multă sinceritate în luptă asta. Noi nu avem sinceritate în luptă. Toate acolo merge, las că acum nu se va mai întâmpla. Dar, de fapt, cam ți-ai dorit așa să se întâmple. Ce să fac, oameni? Ce să fac? N-am putut să rad-o. Am venit și am dat peste mine. Așa, ce să facem acum? Puteai să eviți. Noi suntem foarte prefăcuți în lupta asta. Nu suntem slugă, vicleană și leneșă. Ce potrivit din mână noi chestia asta. Viclenie, suntem plin de viclenie. Lupta noastră, suntem exact ca acel părinte care se spune că mergea la macarie și ziceam, uite, părinte, că mă luptă Duhul de sfânări și ziceam, părinte, mă voi ruga. Și nimic. Venea fratele, nimic, părinte, tot așa e cu Duhul de sfânări. Mai roagă de părinte, mă rog. S-a rugat și a doua oară. A treia oară când a venit aici, de obicei, eu când mă rog, se împlinește.
ce zice Macarie, dar acum ce s-o fi întâmplat cu fratele ăsta, că Domnul, și se roagă el, dă Doamne să văd ce spune meu cu ăsta. Și îl vede pe ăla pe pat în chilie, și el se roagă Macarie să trece Duhul, și Duhul vrea să plece azi de rugăciunea bătrânului, dar ăsta zice, mai stai, mai stai, zice la Duhul, știi? El nu vrea să plece Duhul. El zicea cu vorba, dar așa în inima lui nu vrea să plece. Și când a venit la părinte, nu te-ai rugat, mă, nenorocitul. Nu i-a zis așa, dar așa înainte să zic. Tu nu-l lasă să plece, mă, dar să știți că suntem foarte asemănători cu acest om. Foarte, foarte multe păcate. Păi n-am vrea să mai facem, dar facem același lucru, trăim în același mediu, mergem cu aceiași oameni, dar nu mai vrem să vedem, tata. Dar mergi cu aceiași prieteni. La ce credeți când se referă Mântuitorul când zice dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, trebuie și nispite, taie-l la tine, aruncă-l, că mai de folos este să intri în ciung și pe opa ori în împărăție decât să intri întreg, să-i mergi în ea. Și zice, la ce credeți, la mână, la piciorul, la ochi? Nu, la oamenii foarte apropiați cu care suntem, cu care ai aceeași pare, că ai aceeași vedere în viață. Că te gândești la fel, că privești la fel viața. Oamenii cu care îți faci treburile și lucrezi, poate oameni cu care lucrezi în aceeași fabrică sau în aceeași magazin. Oamenii cu care mergi pe cale. Dacă e nevoie și oamenii te duci în ispită, trebuie să te desparți de ei. Trebuie să te separi de ei. Trebuie să găsești căi de separare. Chiar dacă zici, mă, prietenii mei, frații mei, nu contează. Trebuie să te separi. Asta e, de fapt, mai mult jertfa pe care trebuie să o faci decât noi avem impresia că trebuie să luptăm cu păcatul sau din inimă, nu știu ce. Ferește-te de rău și fărmânește, piruiește răul. Ferește-te de rău. Adică te ferești de el mai degrabă decât să lupți cu el față către față. Nu vă luptați cu răul. Ferește-te de el. Tu trebuie să fii cu ochii spre cetatea cea vie și albă spre Dumnezeu și Dumnezeu pe care să mergi. Nu cu ochii la diavol să te bați cu el. Tu ești cu ochii la Dumnezeu mai degrabă. Asta e calea. Și să te ferești de el și să nu-i dai prilej să te ataci. Asta e calea decât să lupți cu el față către față să pocnește. Asta e o mare mândrie, știți că e o mare mândrie. Și noi ne hăităm la asemenea lupte în care tot noi suntem arbitrii care spune biruitor e... Am biruit, Doamne, n-am avut ce face. Asta este. N-am avut ce face și tu nu mai ajută. Vezi că dacă mă ajutai, este foarte vicleni și leneși. Foarte leneși. Sunt multe întrebări legate de gândurile rele. Cum am putea să le evităm? Ultimele, da. Ultimele. Cum să evităm gândurile rele, ne băgându-le în seamă. Mintea, gândurile nu te lupta cu gândurile. Au fost foarte puțini oameni care s-au luptat cu gândurile, măcar egiptean a fost unul dintre ei și ucenicul lui Evagrie Ponticul la fel. Aceștia au fost singuri în marea istorie mistică și ascetică a bisericii care ne-au arătat o cale a luptei cu gândurile. Dar aceștia au fost, cum era măcar egiptean, Dumnezeu pământesc, ziceau. Atâta putere ce dar avea, măcar egiptean, încât stând în chilia și lui și rugându-se, a venit un părinte cu copilul său bolnav și copilul pe drum a murit. A murit și părintele a zis, nu pot, Doamne, să-l duc acasă așa, mă duc cu el la Macarie. Și a bătut la ușa la Macarie mult, dar n-a deschis Macarie, că se ruga. Și a deschis ușa și a strigat, părinte, părinte, și Macarie n-a răspuns, că se ruga. Și l-a pus și pe copil în genunchi, că era deja, avea acea rigiditate a morților și stătea copilul în genunchi așa, ca și cum ar fi viu. Și părintele s-a pus acolo tatăl, s-a pus acolo lângă el rugându-se. Și când s-a terminat rugăciunea, măcar i-a zis, ce căutăți aici? Vă dați seama cum se ruga. Nu i-a văzut, n-a auzit nimic. S-a uitat la ei și a zis, ce căutăți aici? Ieșiți afară acum. Și s-a ridicat și copilul, știi. Vă dați seama ce dar avea de la Dumnezeu. Când a ieșit afară, taie că s-a furat pe acolo. Ce aveți? Ce furați așa? Vezi? Spirul era mort. Și a înviat. Chiar dus și s-a aflat. Și să nu ziceți la nimeni, nu știa. Deci acești oameni se luptau cu gândurile față către față. Le-a dat Dumnezeu acest dar. Este chiar o carte sub tradusă de Părintele Gabriel Bunghe și pe aceea tradusă la noi, lupta cu gândurile și cum să biruiești gândurile de al lui Evagrie Ponticul. Excepțional, excepțional, în care fiecare gând, ai gând de sfânat, ori te gândește așa, zi așa, zi așa, zi așa, zi așa. Și are din Scriptură anumite lucruri care trebuie să le repeți. Se rezumă toate la gândurile rele care nu le poți bine nici cum și de culă să zici să învieze Dumnezeu, să strisitească urmașii lui, să fugă de la față aici ce doresc pe dânsul. Dar sunt specifici la fiecare gând de altceva. Dar acestea sunt rarisime, aceștia niște mari, mari. Ăștia e alpinism peste 8000 de metri. Noi suntem, nici n-am ridicat la Cuca Mâncăi, am zis că este aici Cuca Mâncăi. Nici până acolo ne-am.
Vai de capul nostru, nici pe mușuroiul din curte nu ne-am ridicat bine așa și noi citim alpinismul de peste 1000 de metri, cum se practică și nu știu ce. Nu! Ci învățăturile părinților este nu lua seama gândurile, nu stă de gânduri, ci tu cultivă gândurile bune. Adu-ți aminte gânduri bune. Ce-i dai inimii, ce-i dai gândului, aceea mașină. Dă-i mașină, mașină, lucruri bune. Nu-i da timp, nu-i da respiro. Nu sta cu mintea la cele trecute, nici la cele viitoare. Nici nu-ți imagina și te iluziona. Trăiește fiecare moment că ești Dumnezeu și Dumnezeu e acolo. Dumnezeu e un prezent continuu și zi cât poate mult, dacă se poate și n-ai alte gânduri bune, rugăciune. Și dă-i minții rugăciune, de, dacă puteți personificați rugăciunea, ajornați-o cum ar veni, cu ceea ce ai tu acolo în față. Miluiește-mă, Doamne, acum că am necazul să știu să-l fac. Ajută-mă, Doamne, adică ca să fie tot timpul vie rugăciune, să nu te plictisești de agăre, este niște copii de agăre. Ne jucăm puțin cu, ne-am plictisit, vrem altă jucărie, ne-am plictisit și de aia. Nu stai la măsura să zicem neîncetat rugăciunea în același fel și să nu ne plictisim. Și atunci să o ajorne, să o schimbi după evenimentele pe care le ai. Dar ea să aibă fondul sau principala formă să fie constantă și vie. Numele Lui Dumnezeu să l-aibă acolo. Și așa dă inimii și minții tale tot timpul altceva de măcina. Ce vrei să măcini, aia are. Aia are. Aia făină, aia o spate. Dai negină, negină, spate. Dai greu, greu, spate. Tu dai tot greu, 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 greu. Cât poți, cât poți, cât poți. Asta e calea. Cred că este un pară rău. Pară rău că trebuie să fie.